și bine ați venit la un nou episod din Forbes Voices, powered by CPI Property Group, un podcast cu și despre oameni de urmat în carieră. Astăzi ne mândrim să-l avem alături de noi pe Andrei Diaconescu, unul din cei doi titani ai industriei imobiliare din România. Alături de Victor Căpitanu, cei doi sunt cofondatorii care au stat în spatele succesului One United Properties. Compania lor este cunoscută ca fiind principalul dezvoltator imobiliar specializat în proprietăți rezidențiale, mixte, comerciale și de birouri verzi din București, recompensat de-a lungul anilor pentru angajamentul față de sustenabilitate, inovație și practici de construcție de vârf. Rezultatul eforturilor lor, clădiri eficiente din punct de vedere energetic, care redefinesc standardele în domeniu. Bine ai venit, Andrei! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație. Ne bucurăm să te avem cu noi. Spune-mi, înainte de întreaga poveste profesională, cine este Andrei și care au fost primele hobby-uri? Andrei Diaconescu este un om absolut normal, cred eu. Foarte muncitor, pasionat de tot ceea ce face, iubitor de oameni. Care a avut, practic de mic, hobby-ul de a construi câte ceva, de a lucra cu mâinile, de a încerca să creeze ceva. Și a avut norocul, zic eu, ca viața să-i prezinte această oportunitate de a face un business în acest domeniu. Și probabil că ăsta e și motivul pentru care mă aflu astăzi aici. A coincis viitorul la care sperai când erai mic cu ceea ce se întâmplă astăzi în viața ta? Cred că s-a schimbat foarte mult viitorul de-a lungul vieții mele, în sensul în care când eram mic, efectiv, n-aveam nici o mică idee ce vreau să fac. Ulterior am vrut să fiu diplomat, mai târziu am vrut să fiu bancher. După aia am devenit investment banker, după care am vândut și am intrat până la urmă în domeniul care, cred eu, mă reprezintă cel mai bine. Deci e foarte greu să spui că visul tău din copilărie a devenit realitate. Practic, viața te învață că lucrurile se schimbă și tu trebuie să te adaptezi la aceste schimbări care îți vin. Care e povestea ta cu Victor? Cum v-ați cunoscut voi doi? Era la bancă, lucram amândoi la bancă, de fapt eu lucram la bancă, el a venit în practică, era student la ASE, era un tip foarte... foarte muncitor și foarte atent la tot ceea ce făcea. Își dorea foarte mult să învețe. Practic am regăsit în el și calitățile pe care speram eu la momentul respectiv să le am. Am reușit să ne împrietenim. Suntem, cred amândoi, de părere că prietenii ți-i faci mai degrabă la locul de muncă, în măsura în care împărtășești aceeași valori și pe la contrario nu e bine neapărat să faci business cu prieteni pentru că nu știi exact ce va ieși. Am crescut împreună la bancă și ulterior viața ne-a dus mai departe prin investment banking și acum în real estate. Întorcându-ne înapoi în anii studenției și implicit după absolvire, ți-mi aduce aminte care a fost sentimentul primordial cu care ai pornit la drum? Te referi după ce am absolvit facultatea? Eu am absolvit facultatea de drept internațional, deci eu trebuia să devin diplomat. Și intenția mea a fost la momentul respectiv să mă întorc în țară, că am terminat facultatea de drept național în Grecia, și să mă înscriu în politică și să fac tot demersul, să ajung probabil la Ministerul de Externe sau lucruri de genul ăsta. Lucrurile astea nu s-au întâmplat. Am avut și norocul și nenorocul să mă aflu într-o companie de stat și am văzut cum funcționează lucrurile. Am stat, cred, 3 sau 4 zile. N-am apucat să fac formalitățile de angajare, am plecat și am zis că nu vreau să am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă stat. Și m-am angajat la Alpha Bank. E, din nou, viața te aruncă În diverse moduri și în diverse situații și ești obligat să navighezi din ele. Fiecare o facem cât putem de bine. Da. Care a fost povestea din spatele One United Properties? Care au fost etapele premergătoare? Nu e neapărat o poveste. A fost ideea noastră încă din momentul în care aveam Capital Partners să dezvoltăm
ceva rezidențial. Am reușit să facem niște mici dezvoltări în timpul, atâta timp cât eram implicat și în activitatea de investment banking de la Capital Partners. Odată cu Lehman Brothers, practic, activitatea de investment banking colapsând, aveam foarte mult timp liber. Am decis să mergem mai mult în direcția de dezvoltare. Am călătorit destul de mult în Europa și am văzut exemple similare de companii care s-au dezvoltat creându-și un nume, practic stând în spatele fiecarei dezvoltări pe care o fac. Și în felul ăsta, practic, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, a luat formă One United Properties. Cum ai ales numele? După One Hyde Park. Okay. Practic am făcut... Am spus lucrul ăsta, am avut un șoc să vedem că proiectul One Hyde Park nu avea de fapt adresa Hyde Park numărul 1, ci era, nu știu, Kensington numărul 17. Și atunci ne-am dat seama că în realitate un proiect nu are neapărat nevoie să aibă adresa legată de un anumit număr, ci acel număr poate să fie un brand. Și să creeze adresa. Și de acolo ne-a venit ideea de One. Ok. Care a fost momentul în care ți-ai dat seama sau poate v-ați dat seama împreună că nu vreți să urmați acea cale a unui angajat standard, vreți să luați drumul antreprenoriatului? Ce e foarte interesant e că părinții noștri și-au dat seama mult mai devreme decât noi. Noi, atât eu cât și Victor, eram foarte axați pe cariera corporatistă, să zicem așa. Cea din bancă la momentul respectiv, nu credeam că avem abilități de a fi antreprenori. Ce interesant e că, de exemplu, tatăl meu, care n-a fost antreprenor, îmi spunea că am abilități de antreprenor. Acum, evident, nu era foarte credibil el nefiind antreprenor, dar cu siguranță vedea ceva. Ne-am dat seama, cred eu, după primii 3-4 ani de bancă în care am început să investim în terenuri, mai degrabă să speculăm creșterea prețurilor accelerată din perioada respectivă și să ne dăm seama că, având inițiativă într-o țară în care există foarte puțină competiție în marea majoritate a domeniilor, poți să faci bani, poți să faci foarte mulți bani și că probabil că această fereastră de oportunitate nu o să dureze pentru totdeauna, știi? Și cred că la momentul respectiv am hotărât amândoi că mai bine să plecăm din bancă și să facem business-ul nostru. Care a fost elementul comun care v-a ținut pe tine și pe Victor la fel de la început până acum, după aproape două decenii de lucrat împreună? Ce e foarte interesant este că noi suntem firi diferite, suntem oameni diferiți, dar gândim, când e vorba de business, gândim efectiv 100% la fel. Ni s-a întâmplat de nenumărate ori ca să avem, să zicem, să fim în camere diferite și să răspundem la fel la aceeași întrebare. Cred că ăsta este liantul care a păstrat această colaborare foarte strânsă de-a lungul anilor, pe de o parte, și pe de altă parte, faptul că suntem incredibil de complementari. Cu toate că gândim la fel, el are o aplicare și un talent extraordinar pe tot ceea ce înseamnă partea financiară și vânzări, iar eu am o lactură practică extraordinar de bine dezvoltată, care mă ajută să pot să concep proiectele și să le și implementez. Care crezi că e resursa principală de care ar trebui să dispună un tânăr la început de drum? N-aș vrea să fac o glumă, să zic bani. Pe lângă bani, da. În primul rând trebuie să aibă curaj, evident. Fără curaj nu poți să faci nimic. Am avut chiar acum 2-3 săptămâni o întâlnire cu o clasă, un an, de la ASEBUS, de la MBA-ul ASEBUS, în care majoritatea sunt în, să zicem, între 35 și 45 de ani, lucrează la diverse corporații. Și ce am observat e că tuturor le e frică. Le e frică de ce o să se întâmple.
Și probabil că au dreptate, e absolut normal și mie mi-a fost frică atunci când am plecat din bancă, să fie foarte clar. Deci curajul este clar primul lucru și cel mai important. După aceea trebuie să ai și noroc, trebuie să ai perseverență. Problema e că perseverența asta la mulți dintre noi vine odată cu confirmarea unui anumit succes, cât de mic el. Și dacă el nu vine, s-ar putea să te descurajezi. Nu suntem toți făcuți să fim antreprenori, e absolut clar. Dar cred că cei care sunt mai curajoși dintre noi ar merita să încerce măcar. Te încuraja copiii să aleagă drumul antreprenoriatului? Din punctul meu de vedere, nu există un alt drum pentru ei decât antreprenoriatul. Le-am spus-o de mici, le-o repet în fiecare zi. Sper să aibă un efect pozitiv și să nu, practic, să nu îndepărteze de subiectul ăsta. Cred că antreprenoriatul este ceva care se învață ca aproape ca orice altceva. Cred că poate nu o să devii cel mai bun antreprenor dacă nu ai o chemare și dacă nu ai un talent aparte, dar cu siguranță poți să devii un antreprenor bun dacă primești o școală de mic în această direcție. Și eu încerc să fac lucrul ăsta cu copiii mei și Victor încearcă cu copiii lui. Și eu cred foarte mult în succesiune și cred că lucrul ăsta ar trebui să se implementeze atât la antreprenori, cât și la orice familie care este foarte bună, foarte competentă într-o anumită profesie, fie că e avocat, doctor sau orice altceva. Adică cred că trebuie să existe această succesiune, pentru că în momentul în care un copil crește într-o familie, auzind în fiecare zi, nu știu, despre operații sau despre probleme juridice sau despre blocuri sau despre orice, cu siguranță e mai pregătit decât altcineva care vine de pe stradă și n-a trăit în acest mediu de mic. Deci da, eu sunt un foarte mare avocat al succesiunii și implicit al antreprenoriatului în cazul nostru, pentru că suntem antreprenori. Dar a existat un moment în care te-ai îndoit de alegerea profesională? Nu, niciodată. Am fost întotdeauna foarte convins. Nu e bine să fii foarte convins, adică poți să și greșești. Aveam fosta mea șefă, doamna Crina Cosma, avea expresia asta: eu când sunt prost de tot. Da, și eu sunt. Am tendința să fiu investit total în ceea ce fac, ceea ce înseamnă că și dacă greșesc, e foarte greșit ceea ce fac. Da, adică am ales o direcție, merg pe ea. Convingere. Exact. Dar a existat un eșec după care ați crezut că nu vă mai puteți ridica? Au fost mai multe. Am avut unul la început când am investit într-un teren cu țeavă de gaze, ceva rău de tot. Credeam că am pierdut toți banii și că o să lucrăm toată viața ca să plătim credite pe care le luasem de la bancă. Mă rog, viața ne-a arătat că în realitate, asta e foarte important, pentru că de foarte multe ori tu ai impresia, ești cumva în bula ta și ai impresia că problema ta este complet insurmontabilă. Dar ce e foarte interesant este că de fapt întotdeauna există o explicație sau o soluție, singurul lucru e că tu nu o știi. Și atunci ce ar trebui să facă fiecare dintre noi este să caute, să întrebe cât mai mult în cercul de prieteni, să-și lucească în cercul de prieteni, să încerce cât mai mult să găsească acea soluție pe care el la momentul respectiv nu o vede, pentru că, din nou, de cele mai multe ori soluții există pentru toate problemele care nouă ni se par insurmontabile la un anumit moment în timp. Ce faceți atunci când simțiți că lucrurile vă scapă de sub control? Care e prima reacție? Prima reacție e să ne calmăm și să le tratăm cu seriozitate, să le punem pe hârtie, să vedem fiecare ce soluție are, să le împărțim în timp, să le împărțim pe oameni, pe probleme. Deci avem o abordare foarte pragmatică și foarte simplă, dacă vrei, de bun simț. Mie îmi place foarte mult această expresie de bun simț, știi? De common sense. Există un set de reguli după care vă ghidați business-ul sau pe care îl aveți așa ca ierarhie pentru a reuși lucrurile? Vă dați seama că orice business are un set de reguli și principii pe care se bazează. Cred eu că
un element important la noi este predictibilitatea. Faptul că avem o anumită responsabilitate care ne-a fost inoculată încă de familie, de mici, față de toți cei cu care lucrăm și implicit față de clienți și față de investitori și față de furnizori și față de angajați, față de toată lumea. Corectitudine față de toate aceste părți. Astea sunt doar câteva exemple de principii. Putem face o listă foarte, foarte lungă, dar acestea cred că sunt principalele trei. Mă gândesc că după 20 de ani e greu să nu-l numești prieten pe Victor. A existat un moment în care v-au îngreunat poate sentimentele luarea unor decizii profesionale? Nu, din nou. Noi am luat întotdeauna deciziile unanim. Dacă unul din noi are second thoughts, dacă are dubii față de ceva, preferăm amândoi să nu mergem în direcția aia. Deci nu s-a întâmplat niciodată să avem un split decision, să zicem că mergem pentru că am vrut eu sau pentru că a vrut el într-o anumită direcție. Am fost fie amândoi 100% într-o chestie, fie am zis să nu mergem în direcția aia. Și în general, deciziile noastre nu au fost sentimentale, sunt mai degrabă raționale. Care este cea mai mare satisfacție care a fost adusă în urma celor 20 de ani? Satisfacția este să lași ceva posterității, să poți mândri că ai adus o plusvaloare, credem noi, orașului, mediului de business, vieții oamenilor, profitabilității investitorilor. Ai lăsat ceva în spate. Care este, nu știu, calitatea primordială sau ce ar trebui să îndeplinească niște tineri care sunt la început de drum și ar vrea să se angajeze în domeniul real estate? Ce ar trebui să aibă? Sau ce ar trebui să caute? Da. Bun. Real estate e un business de common sense. E un business foarte simplu, fundamental. Dar în același timp, dacă ai greșit, poți să greșești foarte rău. Trebuie să înțelegi că e un business unde locația este extraordinar de importantă. Gradul de îndatorare este de asemenea foarte, foarte important și lichiditatea e foarte importantă. Și un element în plus pe care multă lume nu-l menționează, dar mie îmi place să-l spun, este și timing-ul. Pentru că degeaba le ai pe toate celelalte dacă n-ai un timing bun. Știi? Acum, ce calități trebuie să aibă cineva care intră? Trebuie să aibă răbdare, trebuie să fie consecvent, trebuie să fie foarte, foarte consecvent. Dacă are un succes, să nu o ia razna, să nu creadă că e foarte deștept, pentru că piața te pedepsește imediat. Și să încerce să implementeze principiile de business de fiecare dată. Cumva tendința pe care o ai în momentul în care ai un succes sau ai un insucces este să nu mai respecti principiile pe care le-ai avut de la început, știi? Și atunci poți greși dramatic. Asta e problema în acest domeniu, că greșelile sunt foarte scumpe. Adică nu sunt scumpe, sunt incredibil de scumpe. Deci, coerență și perseverență. Răbdare, trebuie să ai evident și răbdare. Trebuie să ai o înțelegere foarte bună a domeniului și pentru asta eu recomand practica. Noi avem în cadrul companiei fie studenți, fie absolvenți de facultate care vin și fac practică vara. Unii fac cu mine, unii fac cu arhitectură, cu diverse departamente. Dar eu recomand lucrul ăsta pentru că e extrem de util să vezi pe pielea altora cum se întâmplă lucrurile și după aceea să le faci tu singur. Trebuie să aibă curaj, da? Trebuie să fie niște oameni curajoși. Și cred că poate cel mai important, trebuie să le placă ce faci. Dacă nu-ți place ce faci, mai bine nu te ocupi de real estate, pentru că o să ai întotdeauna tendința să vezi lucrurile doar numeric, doar în Excel și așa mai departe, să nu înțelegi.
holistic această problemă și acest domeniu. Deci cred că cel mai important lucru este să-ți placă. Ai menționat mai devreme cât de important este să lași în urmă generațiilor care vin din spate. Care este cel mai important lucru pe care tu ai vrea să-l lași celor care vin din urmă? Lucrez la chestia asta. N-are legătură cu real estate-ul, e ceva care are legătură cu sociologia. Aș vrea să aprofundez un pic mai mult problemele de mentalitate ale poporului român și în măsura în care există soluții sau răspunsuri la anumite tipuri de comportamente pe care le observ în societate. Deci probabil că la un moment dat o să-mi dedic mai mult timp aprofundării acestui subiect și sper eu ca moștenirea mea să fie o carte scrisă împreună cu oameni din domeniu, cu sociologi, cu istorici, dar coordonată de un om de afaceri, care să găsească niște răspunsuri vitale, cred eu, pentru dezvoltarea poporului român. Frumos! V-ați lovit până acum de diferența dintre generații? Poate diferența generația Z, preponderent că ei sunt cei mai micuți. E ceva ce ați învățat și voi de la ei? În practică avem un băiat care efectiv e un computer uman. Are o dexteritate și o abilitate de a găsi informații și de a căuta soluții și de a face sinteze folosind calculatorul și folosind internetul la un nivel care mie mi se pare că atinge spectrul autismului. E ceva absolut incredibil. Da, deci cred că modul în care au acces la informații, accesează informația, o folosesc, o sintetizează, reușesc să o prezinte, diferențiază această generație Z dramatic față de tot ce știm înaintea lor. Regăsim în România foarte mulți oameni și cu potențial și cu capacitate de muncă și totuși de multe ori lucrurile stau pe loc. Ce crezi că lipsește românilor? Nu știu. Ceva ce ar trebui să aibă în plus ca să meargă lucrurile mai bine. Ce se întâmplă? Este absolut evident că noi suntem o națiune de oameni cel puțin la fel de inteligenți ca orice alt popor european. Cred că principala noastră problemă vine din educație, vine din faptul că în loc să fim, educația noastră frustrează în sensul în care toți avem aspirația sau ni se imprimă ideea că ar trebui să fim la un nivel foarte înalt în școală, toți trebuie să fim profesori universitari și cu toate astea evident 90% dintre noi nu ajungem acolo. Și atunci lucrul ăsta generează o anumită frustrare în societate. În America, de exemplu, sau în alte sisteme de învățământ, fiecare este lăsat să învețe la nivelul lui și atunci fiecare e satisfăcut că el a reușit să termine ceva și a făcut foarte bine și e totul foarte bine. Nu e pus în competiție cu unul care e mult mai deștept decât el și care evident o să aibă rezultate mult mai bune. Și atunci nu o să se creeze niciodată o tensiune între aceste două persoane și ele ulterior în societate vor putea să funcționeze foarte ușor, unul în domeniul lui și unul în domeniul lui. Genul ăsta de tensiune care se creează încă de pe băncile școlii la noi, ulterior se transformă în ceea ce facem noi astăzi. Noi astăzi ne omorâm liderii. Noi nu reușim să ne bucurăm și să înțelegem că dacă cuiva îi merge bine, acel cineva va face lucrurile de așa natură încât tuturor ne va merge bine. Și cumva reușim să boicotăm acea persoană, acei lideri, și în felul ăsta reușim să păstrăm un nivel foarte jos al întregii performanțe a societății. Asta este ideea centrală, nu este evident descoperită de mine. Sunt sociologi care au studii întregi pe acest subiect, dar esența asta este. Faptul că ne omorâm liderii, nu reușim să creștem ca societate.
Dacă vom reuși să facem asta, să schimbăm ceva în acest sens în viitor, cred eu că societatea noastră va putea să dezvolte într-un ritm incomparabil mai accelerat. Este un lucru pe care l-ai schimba în domeniul educațional, pe lângă ce am menționat, ca să meargă lucrurile mai bine? Ceva ce ai schimbat tu personal și crezi că e puțin defect? Deci pe lângă acest sistem al valorilor în care fiecare ar trebui să primească o recompensă la nivelul la care el reușește să ajungă, cred că o altă schimbare care ar putea fi benefică ar fi studiile interdisciplinare. Să înțelegem, poate nu în clasele primare, poate ulterior în facultate. Hai să luăm exemplu dezvoltatorului de real estate. Aici ai nevoie de cunoștințe financiare, ai nevoie de cunoștințe de arhitectură, ai nevoie de cunoștințe de inginerie, un bagaj juridic important. Am zis deja patru domenii tratate total diferit de către școală. Cred că dacă am reușit să luăm părți din aceste domenii și să le regrupăm pe profesii, cred eu că absolvenții ar fi mult mai much better off, ar beneficia mult mai mult de un studiu din ăsta multidisciplinar decât de o aprofundare foarte mare într-un anumit domeniu. Ce sfat le-ai dat tinerilor care ar vrea să facă parte din echipa One United Properties și care ar fi primul pas spre această direcție? Primul pas e să ceară. Unde? Să-mi scrie mie personal sau să scrie la secretariat. Sunt copii care fac lucrul ăsta, tuturor le răspund, unii primesc, pe unii nu-i primesc în funcție și de competența lor. Normal. Și de cât de mult își doresc. Trebuie să fie curajoși, trebuie să nu le fie frică să greșească, e foarte important să nu fie frică să greșești, pentru că dacă ți-e frică să greșești, nici nu vei avea un progres foarte mare. Asta este unul din principiile noastre în companie. Noi vrem ca oamenii să fie cât mai independenți și să greșească astfel încât să poată să învețe. Evident, dacă greșesc prea mult, nu e bine, dar simplu fapt că ai greșit nu înseamnă că ești automat dat afară. Și ultima mea întrebare pentru tine este: ce sfat i-ar da Andrei din prezent lui Andrei aflat la început de drum? Foarte greu de spus. Probabil că un răspuns care îți vine ușor este să îi recomand să fi făcut lucrurile mai repede. Pentru că, evident, ar fi putut să facă mai mult. Dar poate Andrei din trecut nu era pregătit pentru lucrurile care urmau să vină și ritmul în care lucrurile s-au dezvoltat pentru că atât a putut el la momentul respectiv. Același lucru avem dacă stai să te gândești și cu copiii noștri. Vrem să facă cât mai multe lucruri cât mai repede, dar în realitate ei sunt limitați de capacitatea lor de a învăța, de a munci, de a face, de a fi, trebuie să-și combine lucrurile. Deci da, cred că singurul lucru care nu l-aș spune este să-și grăbească lucrurile. Mulțumesc frumos, Andrei, pentru prezența în cadrul podcastului nostru și nu încheiem până nu menționăm încă o dată că podcastul este susținut de cei de la CPI Property Group. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Și cu asta încheiem un alt episod captivant din Forbes Voices. Sperăm că v-a plăcut povestea de astăzi și a fost o plăcere absolută să vă avem aici cu noi. Dacă nu ați făcut-o deja, nu uitați să apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificare, astfel încât să nu ratați niciodată episoadele viitoare, iar un like și un comentariu sunt mereu binevenit. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, împărtășește-l prietenilor, familiei și oricui crezi că l-ar găsi fascinant. Amintiți-vă, răspândirea cunoștințelor și aprinderea conversațiilor semnificative este un efort colectiv. Înainte de a ne despărți, rețineți că antreprenoriatul și cunoașterea este o călătorie și suntem încântați să vă avem alături în acest drum lung.
Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, rămâneți inspirați și continuați să explorați tărâmurile nemărginite ale antreprenoriatului.